Aici sunt niște senzori, mă rog, contacte, care îi spun mâinii când e degetul îndoit și când e drept. Valorile, cum ar veni de la acest senzor, sunt interpretați de circuitul acesta integrat. Este un microcontroller. Microcontrollerele sunt ca niște calculatoare. Se încarcă un program pe ele și ele îl execută. Tot acesta trimite informațiile de la senzori la modulul wireless, care, la rândul lui, trimite acestuia, de aici. Iar celălalt microcontroller citește datele ce au provenit de la senzori și le trimite apoi servomecanismelor, de aici. Pentru a crea mâna robotică, Marian s-a folosit de componentele unui calculator foarte vechi. Niște agrafe foarte simple, mănuși și acumulatori. Invenția, ce are costuri de nici 50 de euro, ar putea înlocui în viitor protezele costisitoare care uneori ajung la multe mii de euro și le sunt atât de necesare persoanelor care, din nefericire, au acest handicap. Cu mâna aceasta am vrut, în primul rând, să demonstrez că protezele medicale nu trebuie să fie neapărat scumpe ca să și funcționeze. Când eram mic, eram pasionat de electronică, adică îmi plăceau foarte mult chestiile prin care trecea curentul, iar apoi, prin generală, am descoperit că îmi place și informatica foarte mult. Până pe la sfârșitul clasei a 10-a, m-am apucat serios de informatică. Am făcut câteva jocuri banale, dar totuși destul de complicate pentru vârsta mea. Apoi am descoperit microcontrolerele, care le îmbină pe amândouă, electronica și programarea. Și de aici? Și de aici au pornit roboței și toate acestea. Colegii săi au spus că Marian nu este la prima realizare. Mai mult, lunar acesta născocește câte ceva nou. E foarte inventiv, întotdeauna încearcă să facă ceva nou și vine cu ceva nou. Se vede că iese în evidență imediat cu lucrurile astea. E pasionat și asta cred că îl face să se descurce așa de bine. Ce părere ai despre invenția lui? Păi e ceva incredibil, adică nu știu cine ar fi putut să facă asta din școală. Nu mi se pare că e de nivelul vârstei. Eu îl admir foarte mult pentru că e foarte pasionat de ce face. Eu îl cunosc din trantuia, am fost cu el în clasă, la tache. El e foarte preocupat de asta chiar din clasa întâia. Îi plăcea foarte mult fizica și invențiile, circuitele. La ora de clasă e foarte interesat de fizică, de matematică și e un timp foarte creativ, inventiv și place și informatica. Și le combină pe toate să obțină ceea ce obține el. El este un copil normal, sigur, se pare că excelează pe partea asta aplicativă, tehnică, fizică, matematică, cât poate să ducă și el. E în continuă formare, că nu poți să-ți dai seama în clasa 11-a de cum arată un elev după liceu. Mai sunt atâția luni până când va promova și examenul de bacalaureat. Un băiat studios care, iată, are predilecție pentru acești roboți. Era foarte, foarte preocupat și plăcea foarte mult să lucreze cu Lego. Cred că de acolo a început și extrem de îndemânatic. Foarte, foarte îndemânatic. Și pasionat, îi plăcea. Discuta foarte mult cu taică-su. Foarte, foarte mult. Legat și de electronică, de fenomene, de tot. Pentru el totul trebuia să știe absolut tot ce se întâmplă în jurul lui. Mai tot timpul lucrează. Își face timp și pentru școală. Nu e premiant, însă nici coadă nu e. La Festivalul Național al Științei de la Zalău, unde Marian Stoica a obținut unul dintre premiile cele mai importante, au participat 600 de elevi din toată țara. Pentru ediția de anul viitor, Marian lucrează deja la un avion cu lungimea de un metru, care promite că va fi unul cu totul special.